ce moldoveanul Dimitrie Cantemir spunea acum peste 300 de ani că limba noastră este limba română. Dar înainte de toate, haideți să vedem cine a fost Dimitrie Cantemir și care a fost activitatea lui. Domn al Moldovei între anii 1710-1711, Dimitrie Cantemir a avut o formație enciclopedică cu preocupări în diferite domenii. Istorie, filosofie, literatură, matematică, limbi orientale, muzică. A fost o personalitate multilaterală care a realizat prima sinteză a culturii naționale, pregătind apariția iluminismului. Majoritatea operelor sale se bazează pe o vastă documentație, el folosind izvoare străine în limbile germană, franceză, rusă, polonă, turcă. Pentru meritele sale științifice și literare, în 1714, Dimitrie Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. În creația științifică a lui Dimitrie Cantemir, Hronicul ocupă un loc deosebit. În această operă sunt abordate probleme vitale ale istoriei poporului român de la origine până la întemeierea principatelor Moldovei și Munteniei. Lucrarea a fost concepută în două volume, Cantemir reușind să scrie doar primul volum la Moscova în limba latină cu denumirea Historia Moldovlahia, pe care mai apoi a tradus-o în limba română și l-a extins cam de 4 ori în comparație cu manuscrisul latin, fiind terminat la Sankt Petersburg în 1723, ultimul an al vieții sale. Hronicul Vechimia Romano-Moldovlahilor este ultima opera a lui Dimitrie Cantemir, scrisă între anii 1719 și 1722, în care autorul explică de ce moldovenii sunt români. Hronicul este o lucrare de sinteză și înfățișează concepția savantului asupra formării poporului român și a limbii române, tratând, cu o documentare extrem de bogată, de peste 150 de izvoare, originele poporului român și evoluția sa până la al doilea descălecat, momentul întemeierii celor două țări române, Muntenia și Moldova. Hronicon a toată țara românească, care apoi s-a împărțit în Moldova, Munteneasca și Ardealul, din descălecatul ei de la Traian, împăratul Râmului. Așășderea pentru numerele care le-au avut odată și care le are acum și pentru românii care de atunci a întrânsă așezându-se într-aceeași și până acum necontenit lăcuiesc. Înainte de toate, chiar dacă acest neam a fost împărțit în trei ținuturi de căpetenie, totuși, toți se cheamă cu același nume de români, disprețuind, adică dând deoparte numele de valahi care le-a fost dat de către popoarele barbare, căci românii care trăiesc și astăzi în Transilvania, deasupra fluviului Olt, în ținutul numit Maramureș, nu-și dau numele de valahi, ci de români. Martorim sunt toți locuitorii tuturor națiilor din Transilvania. Cei din Valahia, pe care grecii din vremuri apropiate îi numesc ungrovlahi, iar noi moldovenii îi numim munteni, căci au luat în stăpânire mai multe locuri muntoase, își dau și ei la fel numele de români, iar țara lor de țara românească, adică în latinește Terra Romana. Noi, moldovenii, la fel ne spunem români, iar limbii noastre nu dacică, nici moldovenească, ci românească. Astfel ca, dacă vrem să-l întrebăm pe un străin de știe limba noastră, nu-l întrebăm știi moldavice, ci știi românește, adică în latinește știi romanice. Iar dacă aceste neamuri n-ar fi la obârșia lor români, cum, mă rog, ar fi putut să-și ia prin minciună și numele și limba românilor? Arată-se prescurt neamul moldavenilor, munteanilor, ardelenilor, care cu toți cu un nume de obște român se cheamă. Să fie de rodul său hire și români și precum Dacia au fost descălecată de Traian, împărată cu cetățeni și slujitori români. Hronicul Vechimei a Romano-Moldovlahilor, scris mai întâi în latină, dar tradus apoi de autor în română, 1719-1722, cuprinde istoria românilor de la origini până la descălecare. Susține ideea lui Miron Costin, originea latină comună a tuturor dialectelor românești. Pentru scrierea acestei lucrări, Dimitrie Cantemir a consultat peste 150 de izvoare române și străine în limbile latină, greacă, polonă și rusă.
Descriptio Moldavie, descrierea Moldovei, scrisă în latină, 1714-1716, când trăia în Rusia la cererea Academiei din Berlin.